Clanurile sportivilor și Metin, care își dispută supremația în sudul capitalei, s-au răfuit din nou aseară. N-au lovit cu pumni, ci cu băte și cuțite. Mărturie stau bălțile de sânge rămase la locul confruntării. Doi rivali au ajuns la spital în urma scandalului, câte unul din fiecare tabără. Bă, uitați ce păr! Bine, a intrat peste mine, m-a nenorocit! Uitați ce are păr! Treceam pe stradă, e vărul meu! Și l-am văzut și l-a tăiat direct. N-avem ce să... Cuțit! Cuțitul, da. Cine era cea care l-a tăiat? Castorul din clanul sportiv. O stradă din capitala a devenit câmp de luptă. Înarmați cu săbii și cuțite, membrii celor două clanuri au lovit fără milă. Dovadă stau petele de sânge rămase pe asfalt. A intrat peste mine, mi-a spart mașina, a bătut-o pe mama. În casă a intrat? În casă, direct a intrat. De ce? De ce? Că sunt șmecherii. De-aia, toți. Câți erau? Erau 30 de inși, 40 de inși. Ăla i-a dat cu băta în cap. Așa, cum ce s-a apărat? Da, ăla lui Claudiu Orciumac. În colțul străzii l-au prins și l-a bătut. Că a venit și a sărit pe nepot, mi-a spart capul. Membrii celor două grupări și-au declarat război încă de anul trecut, când unul dintre sportivi a fost împușcat de un membru al clanului Metin. Ce-au avut în seara asta, băte? Băte și săbii, cuțite. Așa s-a întâmplat și rândul trecut, anul trecut, când m-a împușcat Claudiu Orciumac. A zis că am intrat peste ei în casă. Și a trecut un an de zile și nu s-a rezolvat nimic. Mai avut incidente? Da, mai avut incidente cu el. Păi și de ce? El se răzbună că noi l-am bătut pe noi. Păi el. Și acum vrem să-l batem și noi. Brigegele ne-au tăiat, ne-a făcut barză. L-a tăiat pe prietenul meu. Dar ce ți-au spus? Că de ce trecem pe acolo, că ești șmecher, că bea. În urma bătăii, doi interlopi au ajuns la spital, unul cu răni pe mâini și față, celălalt cu răni în zona capului. Polițiștii speră să afle cine a provocat scandalul de aseară cu ajutorul imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere de la un magazin.